degete de vezi. Niciunul, vezi în continuare doar pumnul. B-Boy Boogie, Frequency Crew, vreau să salut toată gașca de la Nacultură, abia aștept să vă văd și vreau să vă felicit pentru că sunteți printre puținii oameni care fac lucrurile așa cum trebuie pentru scena de b-boying din România. Eu vă mulțumesc pentru asta și ne vedem pe 13 decembrie. Permanent pe bază de alcool. Sunt la alcool, să umplu alcool. Am societatea împotrivă și încă rezist. Sunt vandal sau artist, într-un scandal sau asist. Văd lumea altfel, sunt un pericol doar că există. Obișnuiți cu tonuri de gri, se tem de culori. E ca și cum te-ai teme de flori, că te-ai obișnuit cu un teren arid. Vapor de aerosol eliberați din vid, devin din lichid solid. Apoi ajung să prindă viață pe pereți, iar voi loc urmați doar pentru că nu înțelegeți. Ceau lume, sunt Flo, direct de pe lună. Țin să-mi arăt aprecierea față de una cultură că răspândește și susține mișcarea hip-hop în România. Na cultură. Scoate mijloacele de transport din comun, un pont bun, orele târziți, moment oportun pentru asal, își propun să ne oprească numai că... Bună! Am și câteva cuvinte pentru Na cultura care sună cam așa. Cunoștința de la Na cultura e mai tare ca băutura. Dacă nu mă crezi, va trebui să te informezi. Da, informația. Informația este ceea ce reprezintă Na cultura. Dacă vrei să păstrezi și tu esența hip-hop-ului, du-te la jam-uri, dansează și informează-te. Salut, sunt Frankie. Se sărbătoresc 6 ani de Na cultura. Na cultura este unul dintre cele mai importante grupuri din România care ajută la dezvoltarea tinerilor și la dezvoltarea conștiinței asupra mișcării urbane. Când i-am cunoscut pe Franco și pe Anca, încă lucrau la dezvoltarea acestui proiect și uite că acum, după 6 ani, în cadrul celor 6 ani de activități pe care le-au organizat, au reușit să inspire și să emane o energie pozitivă. A fost Frankie și vă urez sănătate și creativitate. It has come to our attention that a mysterious force is loose. B-Boy Radus și Victor Web. Că salutăm cultura. Care cultură? La cultura! The moon and the planets are there. And new hopes for knowledge and peace are there. And therefore, as we set sail, we ask God's blessing. Bibo Negru, vreau să mulțumim la cultura pentru tot ceea ce a făcut în hip-hop românesc. Tot adevărul spus, spus pe net, pe față, la party-uri, la jam-uri, la tot ce se poate. Tricouri adevărate. Props pentru Franco, când e acolo, se ține bine și tot așa. And Mother Earth seeking everlasting life through this hell for what it's worth. Big up, big up. B-Boy Vic, Munu Acăstru, Timișoara Romanes, dau cu pace și multă dragoste pentru Na cultura, B-Boy Gardelenesc, și în special props pentru Frank, omul din spatele mișcării. One love! Na cultura, blogul în care informația este gratuită pentru toți, pe toate vârstele. Nu contează dacă ești mic, dacă ești mare, dacă ești începător sau dacă faci și practici b-boying-ul sau știi despre cultura hip-hop mai mult sau mai puțin. Întotdeauna este bine să începi undeva și întotdeauna este bine să-ți dai un refresh. Na cultura, blogul în care informația este pură. The real culture, take it. Yo, yo, care-i treaba? Vreau să dau un mare, mare, mare shout-out
pentru Na Cultura, care s-au asigurat că tot timpul au împărtășit cultura care trebuie, cultura adevărată, și care au organizat cele mai adevărate jam-uri și vivo events din punctul meu de vedere. B-Boy A, reprezint Next Top Alliance. Încă o dată, sending all my love Na Cultura. 13 decembrie, fiți acolo. Bună, sunt B-Boy Haine și pentru Na Cultura am niște cuvinte foarte frumoase să spun. În primul rând vreau să le mulțumesc pentru toată contribuția pe care au făcut-o culturii hip-hop și consider că din partea mea și a trupei H2O, alături de James Brown aici de față, vă rog să țineți tot așa și Na Cultura, poftiți din cultură! Dumnezeu nu cere, dar eu știu altfel pe asta. De unde n-ai, tocmai de acolo Dumnezeu cere. Și nu există evoluție fără un pic de durere. Când e vorba de revoluție, mulți sunt gata să pună mâna pe armament, dar câți ar da unui frate măcar o formă de sentiment? Câți ar privi-o altfel decât ca pe un argument pentru agrement? Când faci revoluție cu tine însuți, nu poate să o fure nimeni. Să faci revoluție cu semenii nu înseamnă să vrei să-i faci să-ți semene. Revoluția nu va fi teleghidată. Revoluția nu va fi de evitat. Aha. Revoluția adevărată nu latră, nu mușcă. Ea nu va fi dublată de voci pe bandă. Revoluția nu va fi o înșiruire de simplicitate. Revoluția nu va fi întreruptă de duplicitate. Revoluția nu va fi doar pagina 4, urmată de mult așteptata pagina 5 de libertate. Când va fi într-adevăr și o să auzi revoluție, nu va fi un show sponsorizat de ProTV în piața Constituției. Revoluția nu va fi în 21-22, sigur nici în 13-14 și nici una două pe Twitter, Facebook și MySpace. Și în fine, revoluția nu va fi acolo, nu va fi nici acolo. Bine, dar unde va fi? Nu știu. 4.